Municipalitatea are în plan ca anul acesta să demareze lucrările la centura Slatinei. În acest moment ofertele sunt în evaluare, iar în curând va fi desemnat constructorul. Valoarea totală a proiectului se ridică la 46 milioane de lei și va fi suportat din bugetul local. Suntem cu această centură în licitație. Avem depuse 3 oferte, s-a terminat perioada de depunere a ofertelor, suntem în analiză, iar dacă totul merge bine, noi sperăm ca undeva în luna iulie să avem un câștigător. Din luna iulie urmează 3 luni pentru proiectul tehnic, iar apoi, sfârșitul lunii septembrie, să ne apucăm de treabă. Varianta Oituz prea întregul trafic greu din cauza lipsei unei variante ocolitoare. Așa se face că în acest moment este într-o situație proastă, deși s-au tot făcut lucrări de plombare. Am tot amânat-o sperând că o să găsim o sursă externă de finanțare, ori fonduri guvernamentale, ori fonduri europene. Din păcate, nu ne-am încadrat pe nicio axă, pe niciun program și am hotărât să o facem din fonduri proprii. Potrivit studiului de fezabilitate, lucrările la cei 4,7 km vor dura 20 de luni.